Intervenția mea de azi pornește de la o problemă reală cu care se confruntă sistemul nostru de educație și educația în general, nu doar în România, ci și în alte țări, un derapaj de performanță foarte semnificativ și, pornind de aici, reflexia duce către zona de soluții. Ce se poate face pentru a ieși din această zonă de deficit de performanță? Și propunerea pe care eu încerc să o fac aici este aceea de a ieși din paradigma învinuirii, să devină copiii, să devină profesorii și de a ne duce în zona unei redefinire a conceptului de învățare și la capacitatea noastră de a crea experiențe autentice de învățare pentru cei care se implică în astfel de experiențe, fie că sunt copii, fie că sunt adulți. În jurul acestui concept de învățare autentică am identificat câteva ingrediente, să spunem, care ar conduce la această învățare autentică și printre aceste ingrediente s-ar număra în primul rând o dispoziție pentru învățare, o stare mentală potrivită care să le permită celor angajați în astfel de experiențe să-și valorifice ceea ce trăiesc, ceea ce văd în lumea academică și în afara ei pentru a crește și pentru a se dezvolta, pentru a fi capabil să nu renunțe atunci când e dificil și pentru a-și dezvolta permanent o anumită curiozitate și o reflexie critică asupra lumii care îi înconjoară. Până la urmă, cred că de la vârstele cele mai mici, copiii trebuie să înțeleagă că trebuie să renunțăm la infatoarea adevărurilor universale și să ne centrăm foarte mult pe întrebări relevante care ne pot ajuta să ne dezvoltăm acel state of mind despre care vorbeam mai devreme. Un al doilea ingredient este centrarea pe înțelegere, pe o învățare profundă care să treacă dincolo de aparențe, dincolo de capacitatea de a reproduce într-un context sau altul o informație asimilată. Lumea e bombardată cu tone de informație și acestea nu mai trebuie, cred, să fie stocate în creierile copiilor pentru că avem device-uri mai puternice pentru asta. Centrarea asta pe înțelegere ar însemna o capacitate de a înțelege și de a accepta că noua cunoaștere până la urmă schimbă perspectivele despre lume și perspectivele despre tine, sine. În fine, un al treilea ingredient ar fi crearea de scenarii și experiențe autentice de învățare în școală. Și aici cred că e cea mai mare provocare pentru profesorii noștri, care ar trebui să înțeleagă că implicarea în experiențe autentice de învățare înseamnă nu doar implicare cognitivă, ci și implicare emoțională, implicare socială și implicare acțională. Atunci învață bine elevii și atunci cred că putem discuta despre învățare autentică. Până la urmă, toată problema noastră este că ne aflăm într-un sistem educațional care nu înțelege ce trebuie prin învățare. Nu profesorii, nu elevii sunt de vină, ei sunt la fel de buni cum au fost și înainte sau cum o să fie peste ceva vreme, ci conceptul nostru despre învățare.